tema rugăciunilor dumneavoastră și a subiectului biblic din această seară. Citesc pentru început din Psalmul 115, începând cu versetul 1. Nu nouă, Doamne, nu nouă și numelui Tău de slavă. Amin. Pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Pentru ce să zică neamurile așa, după cum se zmea să împrăștiați aici. Unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Slăvit să-i fie numele. Amin. Și continui să citesc de la versetul 12. Dumnezeu își aduce aminte de noi. El va binecuvânta. Va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron, va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Și cu versetul 15 vă salut. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. Și noi toți împreună să salutăm prezența Domnului între noi cu ultimul verset. Noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul! Amin. Acum vă rog să deschidem împreună Scripturile Noul Testament, 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Citesc versetele 22 la 24 pentru tema de familie care urmează. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru. Să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce v-a chemat, este credincios și va face lucrul acesta. Amin. Vă doresc, bărbați și femei fiind, să fiți oameni întregi. Și dacă bărbatul este întreg și femeia este întreagă, vom avea o familie întreagă. Așa am citit aici. Dumnezeu să vă păzească întregi. Și întreg înseamnă duh, suflet și trup. Este interesant de observat, că scrie în versetul 24, că Dumnezeu care ne-a chemat e credincios și va face lucrul acesta. Și dacă ar fi să o lăsăm numai pe seama lui Dumnezeu, putem să zicem, mami, să mergem acasă, lasă că Dumnezeu e credincios și va face lucrul acesta. O să aibă El grijă să fim întregi. Numai că în versetul 22 cade responsabilitatea pe noi. Și apostolul scria, feriți-vă de orice se pare rău, că Dumnezeu de partea lui cu siguranță că e credincios, dar vom fi și noi? În aceeași idee spunea apostolul Pavel 2 Timotei, capitolul 2, versetul 13, dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios, că nu se poate dăgădui singur, dar rămâne el și noi ne pierdem. Vă propun, știți cum i-a creat Dumnezeu pe oameni, parte bărbătească și parte femeiască. Și bine că stați așa în adunare, parte bărbătească și parte femeiască. De avalma nu e bine. Să stăm pe părți, așa cum ne-a creat. Dar, așa pe părți vreau să mă adresez mai întâi fiecare bărbat și chiar dacă e necăsătorit. Foarte bine. Să se cerceteze dacă este întreg. Și dacă lipsește ceva, Dumnezeu care e credincios să completeze. Și de asemenea, mă voi adresa și dumneavoastră ca să vă cercetați, fete sau femei căsătorite fiind, dacă sunteți întregi. Să începem cu Duhul, cu partea asta care vine de la Dumnezeu și la moarte se întoarce la Dumnezeu. Și încep cu bărbații, că așa a început creația. Întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. La femeile dăm cinste, dar la creație i-a dat la bărbat cinste și l-a creat primul, dar tot ca să-i dea cinste femeii, ca să aibă grijă de ea pe când apare. Să nu fie singură. Spune Scriptura, vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3,
Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Ce credeți dumneavoastră din aceste trei părți componente, duh, suflet și trup? Care dintre ele trebuie să ține legătura cu divinitatea? Duhul, nu? În primul rând. Deci când ne gândim la faptul că Hristos este capul oricărui bărbat, asta înseamnă că Duhul unui bărbat, Dumnezeu este Duh. Trebuie să fie în legătură cu Dumnezeu și dacă un bărbat are cu adevărat Duh, e valabil ce scrie aici, Hristos va fi capul lui. Și abia în continuare scrie, bărbatul este capul femeii. Orice bărbat care vrea să fie capul femeii fără să îl aibă el pe Hristos ca și cap, nu e întreg. Dar cum se poate ține legătura cu Dumnezeu la nivel de Duh? Scrie Apostolul Petru, 1 Petru, capitolul 3, versetul 1, despre unii bărbați care nu ascultă cuvântul. Știți, Domnul Hristos este cuvântul. Cum să fie Hristos capul unui bărbat dacă un bărbat nu are de-a face cu cuvântul? Bancă este scris, și asta cred că în primul rând pentru bărbați, Coloseni 3 cu 16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Unde? În Duhul minții. De aceea, stimați bărbați, eu în seara asta nu vă întreb dacă aveți Biblia la voi, că poate unii ați venit de la servicii și n-ați apucat. Dar dacă obișnuiți să veniți la biserică fără Biblie, eu îndrăznesc să spun că ăștia-s bărbați fără cuvânt. Și nu știu dacă e Duhul întreg, căci Hristos este capul oricărui bărbat întreg. Și dacă unii n-ascultă cuvântul, asta este o excepție, asta nu-i pentru bărbați întregi. Dar dacă veți avea pasiune pentru cuvântul lui Dumnezeu, asta vă va păstra într-o relație bună cu Domnul Hristos și Duhul dumneavoastră va avea capacitatea să conducă familia. De aceea, în vremea noastră, familiile sunt destructurate. Pentru că bărbații nu mai au Duh. Și am ajuns la convingerea că un bărbat, fără să-L aibă pe Dumnezeu ca asociat, ca și cap, nu e în stare să controleze o familie. N-are nicio șansă. Un bărbat care are numai suflet și trup, eu îi zic mascul, nu bărbat. Un bărbat după Scripturi, asta înseamnă să aibă dimensiunea spirituală de a păstra legătura cu divinitatea. Dumnezeu cu bărbații a vorbit. Uitați-vă de la început. Femeile au fost cele care au primit prin bărbați informația. Fac aici o mică paranteză, dacă bărbatul nu-i pocăit, te poți duce singur la Dumnezeu, nu-i problema asta. Dar eu vorbesc de o familie întreagă, de o familie normală, biblică. Dumnezeu a vorbit lui Avram de fiecare dată și Sara l-a însoțit. Spunea Iosua, omul care se evidențiază în Scripturi prin o ascultare de 100% față de cuvânt. Moise a vorbit din partea Domnului când le-a ținut ultimul studiu biblic prezentat în cartea Deuteronom 18 cu 13, citesc, tu, este o chestiune individuală, n-a zis voi. Deși s-a adresat poporului, dar fiecare trebuie să o audă ca individ, să te ții în totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Dar ce înseamnă asta? Este exact ce a spus Dumnezeul lui Iosua, citesc din cartea ce îi poartă numele, capitolul 1, de la versetul 8. Rețineți în cuvinte rostite de Dumnezeu. Cartea aceasta a legii. Și uitați-vă la mine. Astea vă încurcă, cred că n-aveți Biblie, da? Ce să facem? Numai atât era scris atunci. Și între timp s-a scris atât. Le-a zis Dumnezeu, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta.
cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, ai șanse să fii un bărbat întreg. Și atunci vei lucra cu înțelepciune. Și spicuiesc doar două versete din această carte ca să vedeți că Iosua așa a procedat, scrie în 8:35, n-a rămas nimic din tot ce poruncise Moise, pe care să nu-l fi citit Iosua în fața întregii adunări lui Israel, în fața femeilor, copiilor, străinilor care mergeau în mijlocul lor. Capitolul 11, versetul 15. Iosua a împlinit poruncile date de Domnul robului său Moise și de Moise lui Iosua. N-a rămas nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul. Și în finalul cărții vorbește el poporului, vedeți că dacă noi am împlinit și Dumnezeu a împlinit tot. Pentru că relația unui bărbat cu Dumnezeu se materializează prin cercetarea aprofundată a Scripturii și dorința sinceră și permanentă de a împlini tot ceea ce Dumnezeu îi spune. Amin. Dacă Hristos, capul unui bărbat, să facem comparația cu ființa noastră, cum ar fi ca trupul să n-asculte de cap? Tu să dai poruncă la mână, ia ciocanul de aici și mâna să spună, nu-mi place să le iau. La niciun trup normal nu se întâmplă asta, nu? Să-i spui piciorului, calcă frână, calcă acirați. De unde se dau comenzile? De la cap. Un bărbat întreg îl are cap pe Domnul Hristos și la nivel de duh va fi pasionat, preocupat de cuvânt. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vedeți că femeile au auzit și dacă nu faceți așa, o să vă mustre, poate. Nu o să aibă răbdare să vă mustre numai între patru ochi, poate o să vă mustre față de copii. În al doilea rând, tot la nivel de duh, noi putem să păstrăm legătura cu Dumnezeu prin rugăciune. Și Apostolul Pavel scria în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8, prezentând rugăciunea ca o permanență în viața unui bărbat, vreau doar ca bărbații să se roage în orice loc. Pentru că bărbatul este cel ce, ca și preot al casei, ca și conducător, luați-o cum vreți, trebuie să păstreze legătura cu divinitatea și în același timp în rugăciune să-și ocrotească familia de lumea duhurilor. Să poată ridica spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoiele. Dacă se supune cuvântului când se roagă Dumnezeu, îl ascult. Mă, nu știu cum se face că uneori sunt mai rugative femeile decât bărbații. Femeile se deschid sentimental mai mult, știu eu, plâng, au și un vocabular mai bogat. Bărbații uneori sunt așa foarte fugitivi. Asta nu ne scutește. Rugăciunea bărbatului este cea care păstrează relația între divinitate și umanitate la nivel de familie. Soția a avut o experiență într-o noapte, în urma unor mesaje ce le-a avut, un duh a venit să o tulbure, să amenințe casa, s-a rugat ea și la un moment dat, iar când a dormit, a venit din nou duhul acela și mă trezește și îmi spune, dragă, roagă-te că nu pot dormi. M-am sculat, m-am rugat foarte scurt, că eu noaptea nu trebuie mai mult de un minut, două să adorm. Și am adormit din nou după aceea. Ea pe moment a zis, poftim eu, mă rog de două ore și el se roagă cinci minute și se culcă. Dar interesant a fost că a dormit liniștită până dimineața și povestea ea apoi, am înțeles că bărbatul are altă autoritate. Pentru că Dumnezeu i-a dat acea autoritate. Când a zis Domnul către ucenici, v-am dat putere să călcați peste toată puterea vrăjmașului. Așa a fost. Dumnezeu nu te pune să fii cap fără să te înzestreze cu puterea necesară. Dar uzează de ea. Lasă pe Dumnezeu să-ți vorbească prin cuvânt și poartă legătura cu Domnul și impune-te la nivel de duh
în lumea duhurilor. Că la Satana nu poți să mergi cu chestiuni sufletești, băi, diavole, lasă-ne în pace, tu nu vezi că nu ți-e necăjiți, băi, n-ai și tu așa bun simț. Ce crezi, că Satana se sfiește? El nu știe decât de poruncă și asta se dă la nivel de duh. Amin. Domnul să te mustre Satanul. Dumnezeu să vă dea harul, stimați bărbați, să fiți cu un duh înalt, cum s-a spus despre Daniel, omul care căuta în cărți și care se ruga cu regularitate. Și scris despre el, citiți în cartea lui, avea un duh înalt. Stimate surori sau fete, dumneavoastră în duh cât sunteți de puternice? Citesc aici în continuare 1 Timotei 2 de la versetul 9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage. Nu cu amenajări și cosmetizări firești, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Femeii nu i-a fost dat în prim plan cuvântul. De aceea în 1 Corinteni 4 se zice, ce de la voi sau numai până la voi a ajuns cuvântul lui Dumnezeu. Dar evlavia se pare că este puterea spirituală a unei femei. Vă citesc și din 1 Petru capitolul 3, unde vorbește concret despre duh. De la versetul 3, în aceeași idee cu ce am citit în Timotei, podoba voastră să nu fie cea de afară, versetul 4, ci omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh, cum trebuie să fie duhul unei femei? Blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Asta e starea de evlavie, un duh blând și liniștit, versetul 2, un trai curat și în temere. Frica de Domnul din Vechiul Testament e același lucru cu evlavia din Noul Testament. O astfel de femeie evlavioasă este dedicată lucrurilor sfinte, pasionată de rugăciune, nu este pasionată de cosmetizări, nu-i pasionată doar de felul cum e aranjată casa, de design și de alte artificii feminine. Vedeți, în vremea noastră femeia este aparent pusă pe același taler cu bărbatul, dar de fapt este exploatată. Femeia a ajuns un obiect comercializat. Asta pentru femeile care nu sunt regi. Au rămas de comercializat numai sufletul și trupul. Se umblă la sentimente și partea fizică. Dar femeile care sunt întregi și au duh, în duh este adevărata investiție. Așa numitul om din lăuntru. Ce greutate are duhul dumneavoastră, poate bărbații știu. Eu vreau să vă dau un exemplu din Biblie, ce înseamnă o femeie cu un duh blând, liniștit, în temere, pasionată de lucruri sfinte. Cartea a doua împăraților, capitolul 4, ne prezintă o femeie din Sunem, o femeie bogată. Dar observați care era pasiunea ei, versetul 8, a stăruit, rețineți, a stăruit de Elisei să primească să mănânce la ea și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Elisei a fost un om al Dumnezeu care nu ar fi intrat în mod regulat, repetat, într-o casă a unei femei firești, a unei cucoane, nu, ea a stăruit. Și scrie în versetul 8, a zis bărbatul, iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu, observați simțurile ei spirituale. Să facem o mică odaie sus cu ziduri, să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun, un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Și propuneri pentru investiții spirituale. Am auzit recent un caz din Ucraina. Un bărbat a avut o anumită chemare de la Domnul, încă din tinerețe. Cum s-a căsătorit, soția
fără duh, mai mult suflet și trup. A spus, trebuie să ne facem asta și asta, că doar câte nu-s de făcut la o casă. A venit un copil, 2-3, și l-a împiedicat aproape total să mai slujească. Și Domnul a vorbit din când în când, auzi, ți-ai părăsit chemarea. La care a zis, lasă-i, merge tu, după cine o face, tot ce avem. Acum trebuie să mă ajut la copii, trebuie să faci asta și asta. Bărbații trebuie să ajute, dar o femeie cu un duh înalt va avea pasiuni spirituale. Și a vorbit Domnul într-o zi la acel bărbat și a zis, te voi deslega și îți voi da la o parte toate piedicile. Știți ce catastrofă s-a întâmplat? Într-o zi femeia asta a încălzit apă pe sobă să spele bebelașul, când să-l pună într-o văniță și să potrivească apa cât de caldă să fie, celălalt copilaș a tras oala peste el, s-a opărit, a izbucnit în plâns, i-a scăpat pe ăsta, l-a lăsat acolo în văniță, să lea pe ăsta, să fugă afară la o vecină să strige, ălălalt mic s-a ținut de fusta, ălălalt al treilea s-a ținut de fusta, ei nu știu exact care era ordinea lor, ăsta s-a necat în văniță și ea cu ceilalți doi a fost lovită de o mașină și au murit toți trei, în final toți patru. A rămas bietul om fără nevastă și fără cei trei copii și o amintit de descoperire. Acum, astea sunt cazuri extreme. Nu se întâmplă orice casă, că nici ce s-a întâmplat cu Anania și Safira n-am auzit. Dar Dumnezeu poate să recurgă la niște măsuri foarte drastice. Revin la femeia de aici. După ce i-a primit în mod regulat Elisei cu Gehazi să sfătuiesc, cum să ne revanșăm față de femeia asta? Uite, citesc versetul 13, tu ți-ai făcut toată turburarea asta pentru noi, musafir, mâncare, curățenie. Ce putem face noi pentru tine? Ascultați cuvintele ei, eu locuiesc liniștit în mijlocul poporului meu. Femeie vlavioasă n-are scandal cu nimeni. Până la urmă, Domnul i-a dăruit un copil, știți, copilul s-a îmbolnăvit și acum se vede duhul ei cât era de bine înaintea Domnului, ce statură avea, ce liniște avea. Tatăl a trimis copilașul, versetul 19, du-l la mamă sa, versetul 21, ea, după ce l-a murit, l-a suit, l-a culcat pe patul omului Dumnezeu, a închis ușa după ea, a ieșit, a chemat pe bărbatul ei și a zis, trimite-mi, te rog, un slujitor. Și o măgăriță, vreau să mă duc în grabă la omul Dumnezeu, apoi mă voi întoarce. Și el a zis, pentru ce vrei să duci astăzi? Doar nu-i nici lună nouă, nici sabat. Ea a răspuns, fii pe pace. Avea asta duc blând și liniștit. Să-ți moară singurul copil. Când a fost cu bărbatul la lucru, că alta care avea un duc slăbus spunea, băi, numai odată l-am lăsat cu tine, l-ai omorât. A zis, tu rămâi acolo liniștit la lucru, mă duc la omul lui Dumnezeu. Avea femeia asta credință, că știți că fără credință nu se pot face asemenea minuni. S-a dus Elisei, îl trimite pe Gehazi. Dar să zici că avea darul deosebirii Duhului. Nu mă duc cu el, vii tu. Ala săracul nu era bun decât eventual de slujba de mormântare, nu de înviere. Dar când s-a dus Elisei, minunea s-a produs. Dacă spuneți-mi dacă femeia se scandaliza, mai învia copilul? Prea cred. Deci vin momente grele în viața unei femei când intră în viața de familie. Dar dacă este pasiune pentru cele sfinte, cum zicem Psalmul 32, orice om evlavios se roagă ție la vreme potrivită, știți ce scrie mai departe? Și chiar dacă s-ar vărsa ape mari pe el, nu-l vor atinge deloc. Pentru că nu-l duce apa. O astfel de femeie rămâne pe poziție, că a investit în plan spiritual, s-a rugat în relația ei cu Dumnezeu, are experiențe, dar alta? Dacă e așa o fătuță din asta slăbuță care pierde vremea pe Facebook și să se cosmetizeze și așa, când dă greu de familie de ea, când vine o ispită, o încercare, asta fuge la mamă. Păi frate, nu m-am gândit că să ajung aici. Viața de familie nu e ușoară. Dar Dumnezeu vrea să ne dea greutate spirituală, să biruim. Amin.
să putem face față tuturor acestor nevoi, dar asta înseamnă să investești la nivel de duh, să te rogi. Și relația ta cu Domnul vei crește. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cu siguranță că vă doriți astfel de femei, nu? Nu putem vorbi liniștiți de viața de familie, că nu avem aici un mire și o mireasă să ne încurce și ne uităm la ei, nu? Nu poate spune nimeni că se adresează cuiva. Tuturor bărbaților și femeilor. Să trecem mai departe, la nivel de suflet. Dumnezeu ne-a înzestrat, cum scrie în Genesa 2:7, și omul a devenit astfel un suflet viu. Avem și dimensiunea asta sufletească pe care nu trebuie să o ignorăm. Mă îndrept iară spre bărbați și vă citesc din cartea Proverbe. Eu obișnuiesc să le spun la tineri că înainte de căsători e bine să facă studiu pe psalmi, pe proverbe, pe cântarea cântărilor, să facă studiu după ce se căsătoresc. Că dacă o să facă studiu pe cântarea cântărilor înainte de vreme și nu pe psalmi și pe proverbe, apoi o să facă neprogramat studiu pe Eclesiastul. Și apoi, când vin greurile, dacă ești la punct cu toate astea, poți face studiu și pe cartea Iov. Știți că astea sunt cele 5 cărți din înțelepciune. Citiți Proverbe, capitolul 16, de la versetul 20. Cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea. Cine se încrede în Domnul, am vorbit deja de dimensiunea Duhului. Versetul 21. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput. Și acum atenție. Nu-i destul să fii priceput, să ai un duh înalt, trebuie să ai și un suflet bun. Scrie în partea a doua, versetul 21. Dar dulceața buzelor mărește știința. Dulceața asta e o dimensiune sufletească. Aici spune și 23. Cine are o inimă înțeleaptă și arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Dar nu-i destul să fie înțelept un bărbat cât o enciclopedie. Versetul 24. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și, vom vorbi imediat, sănătoase pentru oase. Bărbatul este mai robust de felul lui, mai brut. Și totuși bărbatul, prin dimensiunea sufletească, trebuie să dobândească un limbaj plăcut, amabilitate, pe fond de caracter. Și asta, în primul rând, în relație cu familia, cu soția și cu copilași. Spune că într-o familie vine un bărbat supărat de la servici, că era flământ, și bărbații, așa ca David, când sunt flămânți, sunt dificili. Și nevasta nu avea toate gata și el, poruncitor, a spus ceva, i-a cerut scuze, s-a grăbit, în fine, a mâncat și a plecat. Că așa sunt bărbații care nu sunt treci la suflet, sunt foarte reci, n-au dulceață. Și copilașul zice către mama sa, ție nu-ți pare rău că te-ai măritat cu tata, că mi-e pare rău. Că și nevasta, vă spunea, și copiii au nevoie de dulceață. Da? Și dacă bărbatul nu dobândește ceea ce scrie aici în Proverbe, capitolul 1, de-aia vă spuneam să faceți studiu pe cartea asta la vreme. 1 cu versetul 2, e scrisă pentru cunoașterea înțelepciunii, 3, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de agerime de minte, versetul 7, pentru prinderea înțelesului pilde, a unui cuvânt adânc, al cuvintelor înțelepciu și a cuvintelor cu tâlc. Da, asta e foarte important. Da, hai să iau un caz, că poate mă înțelegeți mai bine. Cartea Rut, capitolul 2. Aici este prezentat un fermier evreu care s-a dus la muncitorii lui. Vă rog, rețineți, aceste cuvinte nu sunt rostite în pragul adunării, sunt pe câmp. Rut 2, versetul 4. Boaz a venit din Betlehem și a zis cerătorilor, Domnul să fie cu voi. Ei au răspuns, Domnul să te binecuvinteze.
Și eu când aud pe unii și la ușa adunării cu ceau, eu nu știu ce au, dar eu fac alergie. Vă rog să rețineți că nu doar saluturile au fost dulci, dovedeau că are ceva duh, nu? Vă rog să rețineți că avea și suflet întreg. Avea de unde da, că cine n-are ce să dea săracul, nu? Să vină să cumpere, ca cei din Laodicea. Versetul 8, Boaz a zis către Rut, ascultă, fiică. Și cum spune Pavel la Timotei, vezi cum vorbești cu femeile, cu alea bătrâne, cu alea tinere. Femeia e un vas mai slab. Să te porți cu înțelepciune, dar asta e în Proverbe. Scria 1 Petru 3:7. Am poruncit slujilor să nu se atingă de tine și când va fi sete să te duci la vas și să bei și ce-ți vor scoate slujile. Versetul 12. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut, ce limbaj avea. Și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului Israel, sub a cărui aripi ai venit să te adăpostești. Cuvinte sfinte, cuvinte de bună voință, de amabilitate. Versetul 13. Ea a zis, o, să capă trecere înaintea ta, Domnul meu, și atenție, căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slușnicei tale. Și eu nu sunt decât nici măcar ca una din slușnicile tale. Măi, ăsta știa vorbi frumos cu străini și cu slușnicile. Și câte unul care așa dur vorbește cu nevastă s-a zis că ar trebui dus cu limba la pilit ca lupul din poveste. A contat asta. Ținea Boaz la asta. Drept dovadă, vă citesc încă un verset. Versetul 16. Le dă un sfat, ba chiar o poruncă la angajați. Finalul versetului, și să nu înfruntați. Adică vorbiți dulce, frumos. Asta contează. Vreau să vă dau ca exemplu pe David, care a avut o scăpare în privința asta, cartea 2 Samuel, capitolul 6. Că știți cum scrie în Proverbe că mânia oamenilor se atâță așa de la unul la altul. A fost o zi de entuziasm spiritual și scrie aici în versetul 26:20, David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Să ne imaginăm că nevasta a rămas acasă și vine bărbatul după o zi așa plină de har, cu dorința să spună ce a fost și să le ureze har. Numai că diavolul așa le potrivește. O ispitit-o pe ea și când ajunge, să ne imaginăm actualizând situația, că cineva i-a dat un telefon și să vezi, bă, bărbatul cum era cu mine pe sus, cămașa scoasă în pantaloni. Și asta imediat era pornită pe când vine la casă. Băi, dar tu ești în comitet, așa, ci trebuia să fii mai cizelat, bă, mai... Și ea îi zice, uite, cinste te-ai purtat astăzi. Și David n-a putut trece peste vorba asta. Și a zis, da? Și a început să-i spună de neamul lui tată-său. Asta e dovada că deja e bai când te legi de neamul ei și ai aprins focul. Ce e că Dumnezeu m-a pus în locul lui socru meu că așa și așa? Vedeți? Porniți să-și binecuvinteze casa. Nu, vorba aspra, țâță, mânie și s-o strica lucrurile. Da, trec la surori. David s-a mai enervat odată. Și scrie în Samuel 25 că a vrut să se omoare pe Nabal și toți ai lui. Numai că Abigail nu era Mical. Scrie de versetul 18 că i-a pregătit așa pachet frumos. Zic că un dar potolește mânia, nu? S-a ascuns de bărbatul, a coborât dealul pe un drum tufos, să nu vadă bărbatul, că trimitea slujile, fugea el săracul, cine știe ce scandal era acolo. Dar ceea ce este fermecător efectiv apare de la versetul 23, când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar. Ea era o patroană și ăsta sărmanul era un partizan, nimic altceva. Putea să stea călare, nu? Băi, dă-te și mâncă că ți-e foame, am văzut că ești supărat, las. Crezi că mânca David?
s-a închinat, apoi aruncându-se la piciorul lui, a zis: eu sunt de vină, Domnul meu, îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. Ați auzit de unde poți vorbi cu bărbatul să te audă și când e nervos? Mai de jos. Dacă le-ai așa de sus, nu știu dacă o să te audă. Zici, eu sunt de vină. Dar cu cine de vină asta? Dar ce, e păcat să spui că ești de vină când nu ești de vină? Nu e păcat. Ca să rezolvi problema. Să te gândești că sufletul lui este agitat, în duhul este afectat. Și l-a înmuiat. E cum scrie în Proverbe. Limba dulce zdrobește oase. Face încheieturi și unde nu. Și când și-a revenit David și împreștere cei doi, binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântată să fie judecata ta. Și binecuvântată să fii tu. Surorul, vrei să fiți binecuvântate? Întâi trebuie să vă fie binecuvântată judecata și apoi dumneavoastră. Deci dacă veți ști să vorbiți ca atare, Domnul va fi binecuvântat la dumneavoastră acasă, dar dacă nu, veți păți ca Mical sau altfel sau mai rău. Pentru că asta spune în cartea Proverbe pentru femei. În ce privește felul de vorbire, bunăvoința, amabilitatea, blândețea, 31:26, ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. O astfel de femeie va fi prețuit. Dar dacă nu știm să vorbim, asta dovedește că suntem insensibili sufletești, nu ținem cont de celălalt, că și bărbații au nevoie. Vorba aceea, orice captare are și un loc moale. Și nu trebuie să distrugi un bărbat numai să-i spui: n-ai fost de treabă de când ești. Un bărbat își dă demisia din două ședințe, dacă nu dintr-una, dacă spui că nu-i bun de șef. Și apoi te lasă să conduci. Și Dumnezeu asta nu ți-o dat și va fi o familie împodmolită. Femeia pusă să conducă se îmbolnăvește cu nervii, se stresează, nu are capacitatea de control, de viziune, de perspectivă. Femeia e dotată cu alte lucruri care noi nu le avem. Dar nu încercați să împachetați în mintea dumneavoastră lucrurile din mintea noastră, că nu vă încap. La dumneavoastră cutiuța e altfel. Fiecare e rânduit de Dumnezeu cu dimensiunea lui. Bărbat sau femeie, parte bărbătească, parte femeiască. Au încercat oamenii în cercetările lor genetice și sociologice să vadă ce se întâmplă, de ce bărbatul e diferit față de femeie. În perioada prenatală, în mintea, în creierul unui băiețel se produc anumite operații, în creierul unei fetițe alte operații și nu-i chestie de cultură, nici de educație, e chestiune genetică. E altă structură hormonală. De aceea, femeia n-are barbă, numai bărbatul are barbă. De aceea, femeia plânge foarte repede, se bucură foarte repede, are altă structură. Suntem dimensionați diferit. De aceea, în familie este nevoie ca bărbatul să înțeleagă, asta le spun la cei ce se căsătoresc, să facem cu ei cateheză. Dacă vei înțelege ceea ce e femeie, vei fi un bărbat bun. Când a făcut Dumnezeu pe Eva, nu l-a clonat pe Adam, a făcut altceva. Femeia nu-i bărbatul numărul 2, cum se încearcă acum să spună, părinte 1, părinte 2, asta e nebunia vremii. Și la femei, la cele ce urmează să fie mireasă și apoi nevastă, spun: dacă vei înțelege ceea ce la bărbat, că degeaba îi dai celuilalt, asta de la cuvinte și până la tot ce ține de familie, ce tu crezi că e bun, ce ție îți place, trebuie să te gândești la ceea ce îi place lui. Asta spune 1 Corinteni, capitolul 7, apostolul Pavel.
scoțând în evidență, printre altele, diferența masculin-feminin. 1 Corinteni 7, versetul 3. Cine este însurat, se îngrijește lucrurile lumii, cum să placă nevestei. De ce nu zice, cum crede el că e plăcut? Nu, cum să placă nevestei. Și la femeie spune de asemenea, 34, se îngrijește de lucrurile lumii, asta înseamnă de problemele materiale și tot ce ține de familie, cum să placă bărbatului. Ca să dau un exemplu din Biblie, degeaba ar fi făcut Rebecca la Isaac o mâncare cum îi plăcea ei. O zis la Iacov, lasă că știu eu să fac cum îi place la tatăl. Că nu se poate femeia să nu știe ce îi place la bărbat sau bărbatul ce îi place la femeie. Dar ceea ce place, asta are de-a face cu apanajul ăsta de cuvinte. Într-o zi vine o soră la consiliere și spune, frate, ei, bai cu mine, cred că ajung la psihiatru. Dar ce s-a întâmplat? Uite, am probleme asta și asta. Și printre altele o întreb, dar n-ai discutat cu soțul tău? La care zice, am încercat să-i spun, frate, când vine de la serviciu, dar el mi-a spus de câteva ori, măi, femeia asta, îți povești, pune-mi să mânc, am treabă. Bărbat care crede că nevasta lui are numai duh și trup, să se roage și să-și facă misiunea. Mă, are și suflet. Și zice, după ce am văzut că n-am cu cine vorbi, nu i-am mai zis să mă mai și disprețuiască. Da. Că avem nevoie de această dulceață care mărește știința. Dumnezeu, stimați bărbați, să vă dea amabilitatea necesară. Și dumneavoastră, de asemenea, înțelepciunea de care aveți nevoie. Ca să știți cum să vorbiți cu bărbații. Știți că Abigail apoi trebuie să rezolve problema și cu bărbatul, numai cu musafirul ăsta inoportun. El nu a putut vorbi cu el atunci. Până s-a liniștit. După aceea trebuie să-i dea socoteala că unde-s oile și turtile cu stafide și ce-o mai datea să mânce la musafiri. Nu se putea atunci vorbi cu el. Așa scrie în Samuel 25, a zis o slugă. Zice, el e așa de rău de nu poate nimeni să-i vorbească. Cum o fi reușit să viețuiască el până atunci? Și-a reușit după aceea să-i povestească. Și numai Dumnezeu a scăpat-o de el. Și când a rămas singură, ce-a zis David? O trimis vorbă să o ia de nevastă, adică orice bărbaș ar dori din nevastă o asemenea femeie cu minte. Eu am ajuns la convingerea că, spun ceva să nu audă ele, nu există femei rele, numai bărbați nepricepuți. Și nu există bărbați răi, numai femei ca nepricepute. Că dacă știi să-l iei, dacă nu azi mâine, dacă nu după 3 zile de post, și până la urmă, tot vei putea să-i vorbești. Dar nu se știe dacă îl vei și mântui, zice în 1 Corinteni 7:16 asta, dacă ține și de el și de harul Domnului. Dar felul în care vei vorbi va conta mult. Doamne, dă-ne pricepere. Cum scrie în Isaia, Doamne, dă-ne o limbă iscusită să înviorăm pe cel doborât de întristare. Să meargă cuvintele la inimă, cum a fost în cazul Boaz Rut, și cel în cauză să fie ridicat, înviorat. Trăim într-o lume stresantă, plină de ură, de relații frânte. Și este nevoie de dimensiunea asta sufletească, de bunăvoința, asta ține de cuvinte, de gesturi, de privire. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți un suflet întreg. Și am ajuns și la trup. Spune în 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Adică, în primul rând, ce e trupul nostru? Bărbați sau femei fiind un sanctuar. Asta de când a devenit trupul nostru templu Duhului Sfânt? Când ne-am botezat, scrie în versetul următor. Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul, de Duh am vorbit, care sunt ale lui Dumnezeu. Versetul 19 îl completez. Voi nu sunteți ai voștri. Asta trebuie să o știe orice bărbat și orice femeie. Că în primul rând trupul aparține Domnului. E loc de templu. Ce înseamnă asta?
Înseamnă să îți dedici trupul activităților spirituale în primul rând, că ăsta e primul legământ care l-ai. De-aia scrie aici în 7:5 să se îndeletnicească cu postul și cu rugăciunea. Și eu înțeleg a se îndeletnici e ceva ce faci mai des, nu? Dacă eu repar o mașină numai o dată pe an, pot să spun că eu mă îndeletnicesc cu mecanic auto? Pot să spun asta? Asta înseamnă mai des, nu? Să se îndeletnicească cu postul și rugăciunea. Cum am vorbit până acum, dimensiunea în duh, dimensiunea în suflet. Și trupul nostru este în primul rând pentru Domnul, zice aici, versetul din 1 Corinteni 6, versetul 13. Acum dați-mi voie să devin mai concret. Cortul Domnului și apoi templu, cum l-au zugrăvit și cum l-au acoperit și cum au pus perdelele, cum au vrut oamenii sau cum a spus Dumnezeu? Păi n-a fost voie nici de nimic în plus. Noi cum ne tratăm trupul în primul rând ca un templu? Poate cineva, un credincios care trupul i-a dat Domnului să facă un tatuaj, poate? Scripție acolo. Păi templu. Vă puteți imagina un băiat sau o fată undeva la plajă sau umblând așa, aiurea, cum umblă lumea asta, că ne inundă cultura nudistă. Și apoi să fie o inscripție, templu Duhului Sfânt. Nu ți-ar fi frică că dă cineva cu pietre dacă ai fi în Israel sau cineva te blastă, dacă ai fi în România, austriacii nu știu cum s-ar comporta. Templu Duhului Sfânt, auzi. Asta numai și la biserică e templul Duhului Sfânt. Sau peste tot? Locuiește în voi. Unde locuiește? Aici. Ce idee falsă. Am auzit o predică despre îmbrăcămintea unui predicator aici la Viena, nu la dumneavoastră, la altă biserică. Și cum scrie în Biblie că se strecoară pe furiș ereziile, le-a amestecat. A luat versete de la îmbrăcămintea în general, bărbatul să nu poarte haine femeie și femeia să nu poarte haine bărbătești, dar asta la templu? Nu, că femeile nu mergeau la templu. Nu slujeau la templu, numai bărbați. Deci aia privea fața ei toate zilele, Deuteronom 22:5. Dar până la urmă le-a băgat toate într-o oală, că numai la adunare. Și mă întreb eu, cine a observat asta? Și ne vrea să slujească Domnului cu adevărat. Deci dacă e templu, trebuie să rămână templu. Dumnezeu să vă ajute. Dacă e templu, asta înseamnă să-ți faci timp pentru rugăciune și să fii îmbrăcată ca pentru rugăciune. Bărbații să se roagă și în orice loc, așa cum am spus. Să te dăruiești lucrurilor sfinte și dacă se poate la nivel de familie, cu atât mai bine. Apoi, în al doilea rând, spune Scriptura aici, capitolul 7, de la versetul 4, nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Auzi, că ai doi stăpâni peste trup. Domnul de sus și Domnul de jos. Ție ce ți-a mai rămas? Să slujești, nu? Tot astfel. Și bărbatul nu-i stăpân peste trupul lui. Ci nevasta. Dar nevasta trebuie să știe întâi că e Domnul și apoi ea. Stăpână, auzi. Avem șef. Are drept să ceară soțului dorințele femei să țin după bărbat. Bărbatul e dator, potrivit legii încă din Vechiul Testament, să îngrijească de îmbrăcămintea și de hrana femeii și dreptul ei de soție, cele trei lucruri menționate în lege, Exod 21. Dacă așa îmi pune noi problema, că astea nu staine, scrie românește, negru pe alb, am face noi ce am vrea cu trupurile noastre? Nu poți să faci și vrei cu trupul tău, numai trebuie să ai aprobare și din sus și din jos. Că trebuie să placă Domnului, nu-i templul lui, și trebuie să placă bărbatului, că aici e rezolvată problema, dacă va spune una, uite, la bărbatul meu așa îi place să mă întineresc. Da, Domnul aprobă asta. Uite, la bărbatul meu așa îi place perversiunile astea. Da, e templul sfânt, să aprobă astfel de operații neconvenționale.
o întrebuițare nefirească a femeii. Roman capitolul 1, se aprobă? Păi nu se aprobă, că e templu. Cum, adică faci la templu ce vrei? Nu se poate. Dacă așa am privit viața de familie, am fi cu adevărat, așa cum am citit la început versetul, sfințiți în întregime. Dumnezeu ne-ar păzi întregi, El e credincios, ar fi Duhul întreg, sufletul întreg și trupul întreg, adică neafectat de păcat, neviciat. Vreau să vă dau un exemplu pentru bărbați în persoana lui Urie, cartea a doua lui Samuel, capitolul 11, lecție dat omul ăsta la David, cum o dat vacile filistenilor lecții la evrei, la casa lui Eli, că o ținut mai mult la copiii lui decât la chivot. Și vacile alea nu ținut la vițiilor, au știut că e chivotul Domnului. Se întoarce Urie de pe front și David îl amețește puțin și află, scrie în versetul 10, Urie nu s-a pogorât la el acasă. Și David a zis lui Urie, nu viitoare din călătorie, acum oameni suntem, pricepeți ce scrie aici. Pentru ce nu te-ai pogorât acasă? Urie a răspuns lui David, chivotul lui Israel și Iuda locuiesc în corturi. Domnul meu Ioab și slujitorii Domnului meu sunt tăbărâți în câmp și eu să intru în casă, să mănânc, să beau, să mă culc cu nevastă mea. Viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta. Cred că l-a usturat pe David atunci, până în adâncul ființei lui. Măi, stare o ocazie, merge înapoi pe front iară și știe că trupul întâi e pentru Domnul, păi și pentru nevastă, dar sunt... Ne izbim în vremea noastră, este un program de consiliere online și oamenii mă întreabă fel și fel de lucruri și o gamă de întrebări sunt din capitolul acesta și unul tot nu vrea să fie lămurit și să accepte că nu e nicio restricție nici la cinat Domnului, nici la nimic. Spune, omule, dar scrie, este îndelenicești cu lucruri sfinte. Nu-i păcat să fii împreună cu soția ta, dar trebuie să te dedici spiritual, să intre activitățile astea și preocuparea pentru ele în stand-by și tu să te dedici lucrurilor sfinte. Dacă nici la cina Domnului nu știi că trupul e pentru Domnul, la care unul zice, dar nu-i poruncă. Măi, zic, tu știi ce scrie pentru cine nu-i poruncă? Pentru nestăpâniți. Deci tu ești un nestăpânit, adică trupul tău nu poate fi ținut sub control, peste trupul tău nu poate Duhul să cârmoiască. Dacă tu asta zici că ești nestăpânit, n-avem ce face. Sora nu-i vinovată din nestăpânirea ta, că trebuie să fie supusă. Dar un om nestăpânit e o cetate surpată și fără ziduri. Intră cine vrea și iese cine vrea. Este un om fără Duh, pe care trupul îl controlează și instinctele sufletești dau o dovadă că nu se poate stăpâni așa cum omul ăsta aici a dovedit. Stimate surori, cred că dumneavoastră înțelegeți bine dimensiunea asta fizică. Trăim într-o lume tare nebună. Este scris aici în proverbe de femeile care provoacă bărbați. Și mai întâlnim uneori, cum pe fete eu le iert, că le nu știe ce e la bărbat și cum gândește un bărbat. Eu v-am spus înainte că sunt mentalități diferite, dar o femeie să mă umble îmbrăcată neacoperită, să fie o priveliște pentru un alt bărbat. N-am decât două răspunsuri. Unu, nu pricepe. Și știți că oamenii fără minte mă umblă și goi. Sau vrea într-adevăr să provoace alți bărbați. Care din astea două stări ați vrea să se treacă în dreptul dumneavoastră? Am spune, Doamne ferește, niciuna, nu? Iar scuze de genul că e comod, că așa e moda, sau... Măi, moda e demonic. Deci o femeie... Și vreau aici să spun la bărbați de asemenea. Dacă aveți pretenții de la soțiile dumneavoastră, apoi poartă-te așa, apoi vopsește-te, apoi umblă așa, 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 dumneavoastră le duceți în ispit. Bărbatul se face în primul rând vinovat.
Noi în biserică era o soră așa mai firească, cum zicem noi. Da, pe la 40 ceva de ani, a rămas în șomaj și ce s-a gândit ea, s-a apucat să citească Biblia. A citit-o până la capăt și s-a îndrăgostit de Scripturi. A luat-o din nou și acum și-a luat caiete de notițe. Când ne-a dus la ei în vizită, avea un limbaj de ziceai că e scaldat în litere sfinte. Numai din astea vorbeam. Ne-au scos caietele. Deci, fata mea a zis, mamă, ce vrei să dai admitere la teologie de te pregătești așa? Și au zis, nu măi, atât îmi plac versetele astea, de le-am scris, le-am, eu cu mâna mea, textele astea le-am conspectat. Și zice, până acum eu eram o femeie care la adunare băgam de vină la asta, la asta, de sărbători mă pregăteam, de regulă eram supărată că nu-mi ies ba ouăle, ba mâncarea, ba... Zice, acum cu alte gânduri mă duc la adunare, altfel mă preocup, zice... Nu puteam să postez, că trebuie să-mi beau cafea și noi organizăm în adunare zi plină. Stăm toată ziua, e mai ușor să postez și în adunare decât oriunde în altă parte. Și ea și-a băgat cafea în poșetă, să văd dacă rezist. O rezistat și de atunci postește liniștită. Când am văzut că e preocupată de lucrurile sfinte, i-am dat două cărți de studiu ce tocmai scrisesem Împărații lui Israel și Iuda. Nu au trecut două săptămâni, mă sună, mergeam undeva într-o misiune, ce frate, eu să le-am citit. Să spui la adunare ce ai scris în cărțile alea. Care eu mă gândeam că am spus eu înainte de a scrie, numai că tu nu prea veneai atunci. Dar printre altele, ce îmi povestește sora asta? Și când aveam vreo 30 de ani, am început să cărunțesc. Și să vezi ispita. O întâlnește în piață un bărbat din ăsta firesc, care zice, mă, dar repede ai cărunțit. Deci e treaba unui bărbat, uite, când cărunțește nevasta altuia? Nu, dacă nu-i nici duh, nici... Păi nu trece o săptămână, că așa le potrivește satana și o întâlnește altul. Și zice, tu ești mai bătrână ca bărbatul tău. El n-are deloc păraș, tu ești albă ca oaia. Și e mai tânăr cu 7 ani ca el. Zice, gata, trebuie să mă vopsesc, vezi că toți bagă seama. S-o vopsesc femeia la rând. Dar acum zice, frate Iosif, de când m-am dedicat lucrul ăsta, ce să spun? Uit să mă vopsesc. Nu că nu mi-amintesc din când în când, dar tot pe când... Mă gândesc la altceva. Nu mi-aduc aminte când mă spăl, când... Se poate? Da, uite, se poate să ajungi alte preocupări și trupul să fie conceput în gândirea ta ca templu a Duhului Sfânt mai întâi. Nu doar așa ca și un fel de lucru comercial, cum spuneam așa, să faci tranzacții cu bărbatul, știi, dacă oferă servicii necesare, îi stai la îndemână, nu, astea sunt chestii josnice, astea țin de economia de piață și de nebunia lumii. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Hai, recapitulez și mă opresc aici. Frații, eu dat dreptul, după ce cântăm, dacă e ceva întrebare pe subiectul acesta de familie, să mai vorbim câteva minute. Dar recapitulăm întâi. Poftim? Bun ar fi prin bilete. Știți, scrie în Biblie să te ferești de întrebările nebune și dacă e scrisă pe un bilet te poți feri ușor. Dacă e pusă în public te ferești mai greu. Să recapitulăm și ne oprim aici. Vă doresc, stimați bărbați, frați dragi, să vă dea Dumnezeu un duh înalt. Investiți! Asta e valoarea unui bărbat. Să vă dea Dumnezeu un suflet bun, bunătate față de soție, față de toți. Și să vă dea Dumnezeu harul să înțelegeți că trupul dumneavoastră e templu Duhului Sfânt. Dar în același timp, bărbatul la nivel de trup trebuie să fie la îndemâna soției, în a se îngriji de toate nevoile ei, în așa fel încât, până la sfârșitul vieții, să poată să slujească. Și pentru dumneavoastră, nu uitați, v-am spus, evlavia e ceea ce dă valoare unei femei. Dacă valoarea e dată numai de ce se vede până din afară, asta nu e mai adâncă decât pielea, frumusețea fizică. Și la fete spune proverbul din bătrâni, frumusețea ține până la ușa bisericii, atâta tot.
Dar dacă veți investi în dimensiunea spirituală, asta e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. S-ar putea bărbatul să nu-ți recunoască meritele o viață întreagă, că sunt unii, zice acolo în Petru, care nu sunt nici buni, nici blânzi. Dar dacă ai fost cu adevărat o valoare, Domnul te va alege ca mireasa lui. Acolo trebuie să țintească scopul tău. În al doilea rând, dimensiunea sufletească. Să fii femeia aceea care își poate păstra calmul și care vorbește cu bunăvoință. Care duh, care s-o poată liniști, stăpâni. Și în al treilea rând să înțelegi că trupul dumneavoastră e pentru Domnul în primul rând și apoi pentru soț, pentru copii. Cineva spunea legat de mentalitatea asta, unii cred că după ce se căsătoresc doi să n-aibă copii de la început, că trebuie să aibă grijă de trupul ei și să se bucure ei de viață. Astfel de bărbați sunt egoiști. Dacă bărbatul vrea o nevastă tânără, copilașul nu vrea și el o mămică tânără. N-ar fi drept așa să împărțim rolurile. Dar ce se știe de drepturile altuia care nu s-au lepădat de sine, nu? Că totul pleacă de la Duh. Și dacă e Duh, e și călăuzire, și bunăvoință, și dragoste. Și apoi trupul face și el serviciile necesare pentru stagiatura care Dumnezeu ne-a dat-o, că vorba aceea nu mai trăim cât Metusala, să slujim măcar în anii ce Dumnezeu ne-a lăsat și Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile, să fie întregi. Poate sunteți tineri, va veni Domnul să dea Dumnezeu, să fiți întregi, adică să fiți în viață, dar numai a fi întreg nu înseamnă să nu stai picioarele, înseamnă să fie Duhul întreg, sufletul și apoi trupul, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.